Bună tuturor! Haideți să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Cartoon. Jake și Finn au plecat în excursie. Un porc spinos a mâncat o prăjiturică. Jerry a făcut manicura lui Tom. Gumball a mâncat un bob de mazăre. Mușchilosul a fost fotomodel de burtici. Spike a alunecat. Finn a plutit. O doamnă l-a confundat pe Clarence cu o friptură. Împărăția Norilor a dat o petrecere, iar domnul Gus a fost prins în flagrant urmărind filmulețe cu crocodili. La ce te Bună dimineața! Cât de tare! O nouă săptămână la Cartoon. Salut, Sumo! Salut, amice! Clarence și Sumo au dat unul peste altul la supermarket și au creat multe probleme. Au creat un efect de domino cu produse. Clarence a urcat pe un raft de gogoși. Gogoși. Au folosit o pizza pe post de frisbee și noi ne-am întrebat dacă asta ar putea merge în realitate. Deci am luat o pizza la plajă ca să aflăm. Și da, recunosc, o pizza poate fi folosită ca frisbee, dar un frisbee nu merge deloc pe post de pizza. Finn plutea liniștit pe cer, când deodată... Un turoi spațial! Da, un turoi spațial. În episodul trecut am văzut o untură de mare, iar acum vedem asta. Și mă întreb, cum ar arăta un film despre un turoi spațial? Are dreptate! Gândește-te! Un turoi simplu poate salva lumea! Nu! Nu este special, este spațial! Un turoi spațial vin să salveze lumea! O apariție specială fiind drept călăreț de un turoi și Sarah Strongline ca Marea Untură! Un turoi spațial, în curând, la niciun cinema din apropiere! Hei, sunteți bine? Vă zgâiți la tavan de 15 minute. Astăzi la analiza unor chestii. Să vedem cum este decorată casa lui Tom și a lui Jerry. Dacă tot au distrus tot, hai să analizăm altceva. În episodul trecut am găsit fețe pe prize. Și săptămâna asta erau peste tot. Pe acest prăjitor? Bună! Pe această cutie de cereale? Pe acest depozit? Bună! Pe acest sul de hârtie igienică cu aspect de rață? Nu e adevărat. Pe acest difuzor? Bună! Și acasă am găsit-o pe aparatul foto. Bună! Pe chiuvetă? Bună! Pe cuptor? Bună! Și pe fereastră am văzut clădirea asta drăguță. Bună! Cât de tare! 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51... Prințesa casă gonflabilă își pieptăna în liniște părul când un intrus a intrat pe neașteptate. 6, 4, 3, 2, să înțelegem de ce a zis 6, 4, 3, 2, 1, dar a apăsat 3, 9, 8, 0, este unul din misterele săptămânii. La fel și să înțelegem de ce mâncarea dispare pe neașteptate din farfuriile astea. Ca și microfonul. Sau scuterul. Și după ce Steven l-a împins pe Steven, nu s-a mai putut vedea. Am văzut și că vrăjitorul rău avea un ceas ca cel care a dispărut în episodul trecut. A încercat să înțelegem dacă aceste dispariții sunt din vina vrăjitorului rău este fără dubiu săptămisterul. Iar nominalizații pentru personajul secundar al săptămânii sunt Doamna Prietenoasă, Celula Nervoasă a lui Gumball, Antrenoarea Pătrățoasă, Bărbatul care a coborât din taxi în chiloți. Iar la petrecerea de la Împărăția Norilor am văzut mulți nori incredibili, dar favoritul meu a fost norul porcușor. Și de aceea, el este personajul secundar favorit al acestei săptămâni. Și ne apropiem de final. Asta e tot? De fapt, nu. Trebuie să rememorăm ce am aflat. Am aflat că Gumball și Darwin se îmbrăcau cam ciudat. Clarence aleargă într-un mod amuzant. Că multe lucruri sunt scrise într-o limbă bizară. Că un turoiul spațial a salvat lumea. Că musculoșii au și ei sentimente. Ești prietenul meu cel mai bun! Că nu toți pereții sunt ușor de spart.
că lumea e plină de lucruri cu fețe, că un frisbee nu poate fi folosit ca pizza, la fel cum o mașină de spălat rufe nu se folosește la spălatul vaselor. Absurd de logic, corect? Toate acestea s-au întâmplat în ultima săptămână la Cartoon. Nu ne uităm la așa ceva. Hei, haide! Mă uit numai la emisiuni care sunt o provocare intelectuală. Haide să facem altceva.